Domnule, deci ce se întâmplă? A avut loc în România, ne-a spus și Ziare.com, ne-au spus și alții. A avut loc un meeting de susținere a lui Coveși. Știți asta? Nu. Nu știți? La Cluj. No. 100 de persoane, no. Așa au scris cei de la Ziare.com. Numai că după aceea am văzut imaginile și le putem să numărăm. Deci e tare de tot. E super meeting la Cluj, nu? O să vedeți. Tare. Deci ei au scris clar Ziare.com că au fost 100 de persoane. O să le numărăm. Că știm să numărăm până la 10. Adică este genial și au luat și cuvântul. Și aveau o portavoce, serios, este absolut superb. Superb, dar nu avem imagini? Are foarte mult susținători, doamna Chioveși. E lovitor, avem. Vorbeam ieri aici cu domnul Val Vâlcu, care spunea, domnule, o să iasă 10.000 de oameni. A zis, domnule, să iasă, că e foarte bine. Să iasă, dacă o să iasă 10.000 de oameni, au ieșit primii 10 din aia 10.000 la urmează, dar encounting, cum ar zice. Apropo, o propagandistă din asta ieftinuță așa, de mâna... Într-adevăr, eu am supradimensionat-o. Asta pentru că și ea e supradimensionată. Aha. Așa. Au tăiat și de la SIE. Au tăiat și de la SIE acum. Nu, dar când a zis Coveși că ea nu se lasă și ea se duce în procedură la Bruxelles, a dat ea link acolo și pe Facebook și a zis You go, girl! Mă duci aproape la fel de tare, You go, girl! Aproape la fel de tare ca meeting-ul de la Cluj. Mai tare totuși mitingul de la Cluj. Îmi place când sunt în engleză, astea... Da, păi nu, în engleză, că am văzut și astăzi răspunsul ambasadei la solicitarea lui G, aia, lui Tapala, că niciodată nu știu să spun cum se numește site-ul ăla, dar nici nu contează. E în căutarea punctului G, așa. Da. Și niciodată găsit, știi, asta e. Așa, și foarte tare. Bun, eu nu înțeleg această spaimă a ăstora diversilor, că dacă iese, și dacă iese ce? Dacă iese corporatistul. Și dacă iese corporatistul, ce? A, vreți totuși... Da, uite, imagini de la Cluj sunt... Ai imagini, da, dar eu vreau să le dau în integralitatea lor, pentru că e cu lor de cuvânt și oamenii vorbesc și se înflăcărează. Da? Da, e foarte tare. Boc a fost? Nu l-a văzut. Și dacă a fost... A fost, dar nu l-a văzut nimeni. N-a intrat în cadru. Că era ascuns după o băncuță. Deși dacă avea o tobă în mână... Atunci îl vedeau, dar n-a venit cu toba, a venit singur. Deci ăsta este meeting-ul de susținere. O să vezi că unii iau cuvântul la portavoce și strigă așa, după o bordură, către cer. O să vezi, e foarte tare. Să se facă dreptate. Vezi, au scris și pe Caldarâm. Da, așa puțin. Pe asta e bună, să se facă. Păi nu, să se facă dreptate, sigur. Nu, eu am zis mai ales că să se aplice legea. Sigur, și asta cu dreptatea e o chestie subiectivă. Legea e mai obiectivă, da. Știi? Bun, asta ca să fie știre, totuși trebuie să vină cineva. Știi? Adică, bun, au ieșit niște unii pe stradă și fac așa. Adică, bun, ce să facem? Da, nu, da, eu o să dau cu sunet. Crede-mă, sunetul face totul. Sunetul este, face 80% din treabă. Da, e treabă? Da, da, pentru că la un moment dat o să vezi, iau cuvântul la portavoce, ceea ce nu-i puțin lucru. Să scăpăm țara de hoți! Superb! Superb! Eu aș vrea... Dar așa se găsesc. Eu aș vrea să dau în final, când îți spui când e finalul, când mai am un pic. Acum e finalul. Acum e finalul? Da, da. Deci eu aș vrea să... Gata, ok, cu ăștia, că o să mai dau eu în emisiune. Deci, aș vrea să vă citesc în acest moment important al audierii doamnei Coveși. Într-o anchetă penală. Extraordinar. Aș vrea să citesc o poezie scrisă de o altă propagandistă și suporteristă, normal, a doamnei Coveși. Da. Se numește Raluca Feher. Și este din asta soroșistă, în sensul că lucrează la Soros. Da. Și este foarte suportiv al lui doamna Coveși. Citește, te rog. Poezia datează de pe data de 8 ianuarie, anul curent. Da. Și a spus așa. Da. De ce tace Coveși? Ca o alarmă de tsunami cu bateria descărcată. Sunt atâtea de zis și nimic de pierdut când cariera ți-e oricum terminată. De ce tace Coveși și Tarcea și Lazar de ce tac? De ce nu se bat? Pentru ei tot un drac. Căci negrul e alb și albul e roz și rozul indigo atunci când ești orb. Dar noi mai vedem cum fie ce zi ne fură nedemn demnitatea puțină pe care o mai avem. Hai de cap. De ce tace Coveși? Știe cineva? Nu.
Dar în locul să tacă cu Chioveși, mai bine are grijă că îi ceartă Soros de ei. Dom'le, a stricat efectul. Eu spun poezie și noastră acum. Lasă-mă la poezii, nu s-a tăcerea e de aur. Păi nu, s-a terminat, dar trebuia o secundă, două de la să simțiți cum pogoară practic cartea, da. Și plus că eu aveam la știe cineva, mai aveam o rimă și mai du-te în sfârșit. Da. Deci, PS are și un PS. Da, da. La, după poezia aceasta care este superbă. Normal, orice poezie superbă are un PS superb, și da. Românul e născut poet, dar așa? Și Feher e născută cumva așa? Tot poiată. PS, acum 25 de minute doamna Cove și-a anunțat că atacă la CEDO revocarea de la conducerea DNA. Superb timing, zice Feher. Super. Dar nu mai rimează. Superb timing, superb a fost și revederea noastră. Dar scurtă. Sunt, adică, da, scurtă. Superbă, dar scurtă. Nu nicio problemă. Am dormit de când eram mic. Voi dormi, ne vom revedea și va fi bine. Dar nu în timpul emisiunii